Salutare tuturor! Astăzi avem o locație nouă pentru voi, o locație altfel decât v-am prezentat până acum, și din punct de vedere al amplasării, și din punct de vedere al modului în care este amenajată, și din punct de vedere al peisajului. Suntem la Casa Supăi, pe Valea Toftanei, județul Prahova, unde am găsit tot confortul și toată liniștea de care aveam nevoie după câteva zile în care am fost pe drumuri. Haideți să vă arătăm și vouă unde am locuit noi o noapte și cât de plăcut a fost. Suntem în zona de living și acolo avem partea de relaxare. Avem o canapea mare, avem un fotoliu, este acolo o băncuță sub geam pentru cei care sunt mai boemi și mai romantici și vor să admire peisajul de afară. În spate aveți o bibliotecă, sunt și jocuri acolo, sunt și cărți, puteți fi liniștiți. Aici este locul celor puși pe relaxare, cu șemineul, cu scaun relaxant, eu m-am balansat în el foarte mult și aseară, așa cum de dimineață, adică în bucă de aua. Aici e locul de doar masa, o masă mare, solidă, aveți 8 scaune, aveți 2 băncuțe în capă și este foarte aproape de tot ce înseamnă zona de bucătărie. Avem aici o zonă de bar, pentru starea povești, pentru supravegheat bucătarul, cu frigider, aparat de cafea, cu cafea măcinată, aveți acolo zahăr, aveți tot ce vă trebuie pentru așa ceva. Iar aici este zona de gătit, cuptor cu microunde, aragaz, cuptor, chiuvetă, aveți toate tipurile de pahare necesare, veselă, aveți inclusiv o mașină de spălat vase aici. Deci nu trebuie să vă obosiți cu spălatul vaselor și să trageți la sort cine spală vasele după ce mâncați. Aici sunt pahare de toate tipurile. Aici aveți tacâmuri, o serie de oale. O chestie foarte importantă de spus, fiind la munte, totul funcționează pe butelie, nu există gaz aici. Iar aici este zona cu bancul de lucru. În partea de jos găsiți tot ce înseamnă farfurii, oale, platouri, tot ce aveți nevoie. Aici aveți o baie de serviciu. Haideți să facem și becul să vedeți. E o baie de serviciu cu duș care deservește camera de la parter. Camera de la parter care se află aici. Camerele sunt spațioase, sunt aerisite. Ne place nouă să observăm, lejerile sunt albe. Aveți cutara solară la geamuri, ca să puteți dormi mult dimineața. Aveți un televizor, un mic spațiu de depozitare, noptiere, un numeraș, veioze la capul patului. Camerele sunt foarte difuzoare. Iar aici vă invit să urcăm. La etaj sunt celelalte 4 camere, fiecare cu o baie proprie. Două nu vi le arătăm, că am dormit noi în ele și n-am făcut patul. Și aici sunt celelalte camere, exact ca și cele de jos. Un pat mare dublu, 180x200, noptiere cu prize la cap. Aveți întrerupătoarele de la veioze tot acolo, e foarte comod seara când vă puneți în pat. Televizorul și baia camerei. Băile sunt foarte mari, lucru mai rar întâlnit la cabane. Băile chiar sunt generoase. Oamenii de aici nu s-au zgârcit la spațiu pentru amenajarea băilor. Locul e mare, locul e aerisit. Putem merge și în cealaltă cameră dacă doriți, să vedeți că sunt la fel. Aici diferă puțin forma și peisajul de pe geam diferă doar, dar în orice parte vă uitați, peisajul este la fel de frumos. În rest, afară găsiți loc de joacă pentru copii. Găsiți dacă veniți pe perioada de iarnă cât e zăpadă, găsiți o pârtie frumoasă în curte, care merge până jos acolo în drum, vă puteți da cu săniuța. Iar în partea de afară mai aveți tot ce e nevoie, grătar, ceaun, absolut tot pentru confortul dumneavoastră pentru câteva zile aici. Sunteți
ce nu fai afară la zăpadă? Atâta te fric. Noi am ieșit din cabană afară, suntem în zona de terasă, a cabanei sub voi. O terasă foarte mare, o terasă ca și pentru petreceri. Aveți aici o masă foarte mare, ca și loc de luat masa. Aveți motorii, scaune pentru relaxare. Aveți aceste baldachine pentru relaxare. Eu le-am încercat, că dacă pe mine mă țin și pe voi și sunt foarte comode. Cabana e o construcție de lemn și piatră, specifică zonelor de munte, cu tot ce aveți nevoie. Mai aveți un balconaj mic aici în față, mai aveți unul pe lateral. În partea laterală spate e locul pentru grătar. Sunt toate condițiile necesare pentru un grup de 10-13 persoane, cât e capacitatea cabanei. Iar în jur, 2-3 km, stânga, dreapta, față, spate, nu este absolut nimica. Doar o stână peste drum și în rest sunteți doar voi și liniștea naturii.